Edward este autoritar, ambițios, nerăbdător, încrezător în propriile forțe și pasional. Detestă constrângerile și persoanele lingușitoare. Știe cum să se facă plăcut, este responsabil, curios, adaptabil și nu ezită să ceară ajutor în caz de nevoie. Aventurile și noutatea îl stimulează. Va ezita de-a lungul vieții între simțul responsabilității și al datoriei, spiritul de familie și nevoia de a trăi pentru el însuși. Edward este pentru apropiații săi un umăr solid și stabil de sprijin, chiar dacă ar prefera uneori să nu aibă atâtea responsabilități. Familia îi oferă confortul psihologic, armonia și pacea. Are un simț extrem de dezvoltat al justiției și al responsabilității. Își va amenaja spațiul interior cu deosebită atenție, va pune mare preț pe detalii. Copilul Edward este plin de energie, e afectuos și responsabil, chiar dacă uneori cam încăpățânat. Sportul va aduce echilibrul de care are nevoie. Edward are tendința să încerce mai multe profesii înainte de a-și găsi adevăratul drum profesional. Este interesat de meserii din domeniul justiției sau politic, precum și de cele care îl ajută să iasă din rutină și îl obligă să călătorească, dar și de activități aflate în raport cu alimentația, bucătăria, orice activitate în cadrul căreia își poate exprima simțul artistic.